Bun găsit, dragi prieteni! În continuare, am plăcerea să vă prezint un top recreativ cu 50 de curiozități interesante însoțite de imagine. Ernst Vincent Wright a scris o operă numită Gatsby, care conținea 50.000 de cuvinte și niciunul dintre ele nu avea în componență litera E. Charles Osborne a sughițat de 430 de milioane de ori pe parcursul a 68 de ani. Se estimează că milioane de copaci sunt plantați accidental de veverițele care îngroapă ghindele și uită unde. Mai mulți oameni își pierd viața uciși de către măgari decât în accidente rutiere. Dacă în prezent una din 6 fetițe intră în perioada de pubertate la vârsta de 8 ani, în urmă cu un secol, doar o fetiță din 100 intra la pubertate la aceeași vârstă. Marele Walt Disney se temea de șoricei. În Bangladesh există o lege prin care elevii cu vârste mai mari de 15 ani pot fi arestați dacă sunt prinși copiind la examene. În lume sunt tipăriți mai mulți bani pentru jocul Monopoly decât bani reali. Dacă la naștere un bebeluș are peste 300 de oase, când e adult, acesta rămâne cu 206 oase constante care formează scheletul uman. Adunate la un loc, toate termitele cântăresc de 10 ori mai mult decât toți oamenii la oaltă. Cel mai mare restaurant McDonald's se află în China. El se întinde pe o suprafață de 2,6 km pătrați și are 29 de case de marcat. Există șanse mai multe să muriți în drum spre o reprezentanță a loteriei decât să câștigați marele premiu la oricare dintre loteriile lumii. În Bulgaria, pentru a spune nu, oamenii dau din cap de sus în jos, iar pentru a spune da, și-l mișcă dintr-o parte în alta. Un om consumă în medie de-a lungul vieții o cantitate de hrană egală cu greutatea a 7 elefanți. Bărbații au de 6 ori mai multe posibilități să fie loviți de trăsnete în comparație cu femeile. Un singur avion Boeing 767 este format din 3.100.000 de piese diferite. Unele specii de râme se mănâncă pe ele însele atunci când nu găsesc nimic pentru a se hrăni. Doar o singură persoană din 2 miliarde va atinge vârsta de 116 ani. Girafa este singurul animal care își poate introduce limba în ureche, aceasta din urmă măsurând peste 50 de centimetri. Ca să ajungă de la nori până la suprafața pământului, unui fulg de zăpadă îi ia o oră. Într-o zi se trimit între oameni aproximativ 35 de miliarde de e-mail-uri. Dacă vorbiți la telefon timp de o oră, numărul bacteriilor din urechea dumneavoastră va crește de cel puțin 700 de ori. Numai în Statele Unite ale Americii există în jur de 7.000 de tigri ținuți în casă, drept animale de companie. Dacă mestecați gumă în timp ce tăiați ceapă, s-ar părea că puteți preveni iritarea ochilor. Cel mai des nume întâlnit de pe planetă este Mohamed. În fiecare minut, aproximativ 6.000 de fulgere lovesc suprafața Pământului.
Thomas Alva Edison, cel care a inventat becul, se temea de întuneric. Rechinii sunt singurele animale despre care se știe că nu se pot îmbolnăvi de cancer. Hawaii se apropie de Japonia cu 10 cm în fiecare an. De fiecare dată când linge un timbru, un om consumă o zecime dintr-o calorie. S-a constatat că o persoană are peste 1460 de vise pe an. Unghiile de la mâini cresc de 4 ori mai repede decât cele de la picioare. Nu doar amprentele degetelor unei persoane sunt unice, ci și amprenta limbii. Un om uită în medie 80% din tot ceea ce a învățat într-o zi. Știați că vă aniversați ziua de naștere odată cu alte 9 milioane de oameni? În Statele Unite ale Americii, la fiecare 40 de secunde ia foc o casă. Girafa este singurul animal care nu scoate absolut niciun sunet. Durerea are o unitate de măsură. Aceasta se numește dol. Un om râde cu aproximație de 15 ori pe zi. Unul din patru americani au apărut la televizor. În lume sunt mai mulți pui de găină decât oameni. Bufnițele sunt singurele păsări care pot vedea culoarea albastră. Scaunul electric a fost inventat de către un dentist. Cea mai veche gumă de mestecat datează de acum 9000 de ani. În Tokyo, Japonia, se vând peruci pentru câini. Un sfert din oasele unui organism uman se află numai în picioare. Merele sunt mai eficiente decât cafeaua în lupta cu somnul. Delfinii dorm cu un ochi deschis. Urina pisicii strălucește sub lumina ultravioletă. În spațiu, astronauții nu pot să plângă. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, dragi prieteni. Nu uitați, abonându-vă la canalul Carisma Worldwide, rămâneți conectați pe segmentul care vă îmbogățește spiritual, vă informează și vă bine dispune deopotrivă. Celor abonați, recunoscători!